Partidul nostru, reprezentanților partidului nostru, li s-au rezervat jumătate de oră cu delegația Comisiei de la Veneția, în punte cu vicepreședintele Thomas Markert. Ei sunt într-o vizită de documentare. Noi am expus îngrijorările noastre și am explicat cui în Republica Moldova îi convine modificarea sistemului electoral. Sigur că îi convine doar lui Plahotniuc, simplu ca să se mențină la putere, a făcut un tandem cu Dodon cu scopul de a obține acest consens larg și a păcăli Comisia de la Veneția. În cadrul întrevederei a avut posibilitate prin Skype să discute cu delegația Comisiei de la Veneția și președintele partidului Renato Usatăi. Usatăi a explicat foarte clar intenția lui Plahotniuc de modificare, dând de exemplu proiectul pilot din Adunarea Populară a Găgăuzii în 2016, unde un partid, Partidul Democrat al lui Plahotniuc, un rating de 1% în autonomie, prin corupere politică, a reușit în baza sistemului uninominal care funcționează în autonomia găgăuză, să obțină majoritatea în legislativul local. Deci a fost un proiect pilot, spune Usatăi, pentru a testa acum acel proiect la nivel național și a se menține la putere după alegerile parlamentare din 2018. Eu vreau să spun un lucru foarte important. Merkert a repetat ceea ce a spus delegației partidului nostru acum 10 zile la Strasburg. Dumnealui a spus că rămâne sceptic vis-a-vis de necesitatea modificării sistemului electoral. Comisia de la Veneția deja a dat un aviz negativ unui proiect mixt în 2014 și acel scepticism constă în faptul că, îl citesc pe Thomas Markert, un astfel de sistem electoral doar va consolida oligarhia în Republica Moldova și va slăbi partidele politice.